joi 14 iulie de la ora 18 pe stadionul Mihail Klein din Hunedoara, Corvinul, care și-a reluat pregătirile de o săptămână, va juca un meci amical cu divizionarea secundării Pensia Timișoara, care se află în cantonament în țara Hațului. Hunedoreni aflați la primul amical al verii vor avea multe noutăți în lot, care i-au înlocuit pe jucătorii plecați după ratarea promovării în Liga 2. La rece, după ce a trecut o vreme de la barajul cu cei de la Baia Mare, antrenorul Corvinului Florin Maxim spune că nu este supărat pe jucători și că nu se simte trădat de aceștia. Au fost sentimente și sentimente, am fost jucător, nu o să-i acuz nici dacă, știți cum e, 100% nu sunt nici pentru mine sau pentru mama sau pentru soția mea. Nu, n-am. Te încearcă tot felul de sentimente și de gânduri. Acum sunt la rece și nu cred că cineva nu și-a dorit promovarea asta. Și cumva am analizat meciul, cred că l-am văzut de 9 ori meciul și plus fazele, cred că stăteam și mă uitam 4 ore la meci, tot derulam și mă puneam în situația jucătorilor, pentru că meciul a început foarte bine pentru noi. În primele 14 minute noi am avut 3 situații, să nu le zic ocazii, să le spun situații. Când am avut și acea situație a lui Arnăutu cu poarta mai mult liberă și a ales că a dat în bară, nu știu dacă aici faceți referire, că mă simt trădat sau... Mai mult cu fair play, Maxim le-a mulțumit foștilor jucători pentru aportul adus la Corvinul sezonul trecut. Sunt jucători care ne-au ajutat, ne-au dus în situația aceea. A fost echipa care nu a pierdut tot campionatul. Sunt decizii și decizii. Dacă vă întoarceți ultima fază a lui Buș, în minutul 89, că acolo cumva, nu știu, poate ei la prima ocazie a dat donca exteriorul acela și Ciocan a venit cu lovitura aia de cap. La al doilea gol, interiorul piciorului stâng. Noi le-am analizat lucrurile astea, jucătorii știu, le știau, am și discutat individual cu ei în ședință de grup, dar sunt lucruri pe care nu pot să le controlez, chiar dacă ei le știau, cumva, nu știu, așa a fost să fie, eu cumva m-am împăcat cu ideea și cred că așa a fost să fie. La o zi după meciul cu Ripensia, Corvinul va afla dacă va fi invitată să evolueze sezonul viitor în Liga 2, fiind de prima echipă de sublinie, programul de pregătire urmând a fi reglat în funcție de decizia Federației. Dacă nu va fi așa, cum ne dorim, vor fi între 23 iulie și 2 august în cantonament la Curtea de Argeș, existând posibilitatea ca, până la plecare, să mai joace câteva meciuri de pregătire.